Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Da. Hai să vedem. Cine este? E Mico Green, mă, ăsta. Sushi! Nigiri, wasabi, ghindir. Băi, dar sunt făcute bine, mă, sunt ăștia. Dar n-avem bețe. Am uitat bețele. Orezul e făcut bine, e un bucătar după cum le-a făcut. Da, da, e un japonez. Da, cea mai japoneză, eu sunt. Și într-o oră, a făcut și ăsta friptă. Bine, ăsta să-l faci pe ăsta pane, nu e mare. Da, dar contează ca timp, da. Referim, a, neapărat ca tehnică. Ca putea timp, să tai peștele mai bine, asta e, asta greșeala mare. Uite, atuna, asta a fost așa un pic, prea înaltă, prea nu are... Uite-te la mine cât e de groasă tăiasă, uite-te la asta. Bine, hai să... Bă, într-adevăr, e groasă, da. Eu cred că este cineva care lucrează în bucătărie. Este foarte la început. Tehnica de tăiere, tehnica de împachetare este cumva foarte rudimentară. Măcar 3, măcar. Eu cred că este un bărbat care are vreo 40 de ani. Bună seara, șef. Bună seara. Bună seara, este băiat. Bună seara. Bine, tu ce faci? Mă numesc Magdalena Maria, dar majoritatea mă știu drept capucin. Ești bucătăreasă, de asta se vede. Da, un pic, încerc. Un pic? De ce? N-am făcut niciun fel de curs de calificare, e pur și simplu pasiune și m-am decis că pe asta vreau să mă axez și să-mi deschid business-ul meu pe sushi. Ai un business de sushi? Am un food truck, sigur, din România pe sushi, în Piatra Neamț. Deci din pasiune? Eu de la Piatra Neamț? M-am născut eu. Câți ani ai? 23. Hei, la 23 de ani deja ai deschis un business, acum câți ani? Da, da, important este cum te-ai trezit tu așa că îți place să faci... Business-ul l-am gândit undeva de la 20 de ani. La 20 de ani? Da, eram în facultate, am reușit să-mi iau un job în timpul facultății, nu neapărat să mă întrețin, cât să am o altă activitate. Ce facultate ai făcut? Economie și afaceri internaționale la Iași, dar totuși am avut atunci ocazia să lucrez pe un food truck. Era cu burger, nu cu sushi, dar m-a pasionat foarte tare ideea asta de food truck, de flux, de oameni, de festivale, de street food-uri și m-am îndrăgostit de ideea asta și am preferat să rămân așa. Deci tu n-ai lucrat înainte nicăieri într-o bucătărie profesionistă? Nu, până atunci nu. După am fost într-o bucătărie cu specific mediteranean, am fost și pe restaurant de timp fine dining, să zic așa, că era accentul mult mai atent. Piatra Neamț, fine dining? Da. De ce nu? La un fost concurent. Ce concurent? Giovanni, șef Giovanni. Giovanni. La el am învățat bucătărie, am stat un an și jumătate, după care mi-am luat zborul și am plecat la mare. Am vrut să... Mama veche. Am vrut să lucrez și în bucătărie de flux. Dar la cât ai apucat? La câți ani? 20. Și vine lumea la sushi, așa, în Piatra Neamț. Eu am fost acum mulți ani în Piatra Neamț, nu mă duc de des, dar... Da. Nu mi-aduc aminte deschiderea asta așa spre... Nu, de 6 luni suntem pe piață. Da. Mulți, când ne-au văzut, au zis ce bine că ați venit și voi cu sushi, că tot căutăm de mult. Mulți fug ori la Iași, ori la Bacău. Da. Da, da, dar știți că sushi se găsește și în supermarketuri acum. Găsești la orice supermarket sushi. Dar odată ce mănânci la noi, nu-l mai mănânci pe cel de la supermarket. Și mulți. Astea sunt toate din meniu. Sunt toate din meniu vostru. Da. Dar cum îți iei tu rețetele? Cum faci rețetele? Am rețete de la vechiul restaurant și multe le mai încerc acum. Dar nu te-ai gândit că nu sunt cele mai bune rețete? Că... Total de acord, că ce fac eu nu e neapărat cel mai cinstit produs și corect și fluent. Dar cinstit? De ce? Pentru că sunt conștientă. Cum a zis și dumneavoastră, nu am învățat de la cineva japonez de meserie să-l învăț pe cel autentic. Și cumva e așa o chestie românizată. Asta nu înseamnă că eu nu pot să fac, de exemplu, risotto. Te steluți să faci risotto în Italia, eu fac risotto în România. Nu m-am învățat un italian. Asta înseamnă că fac. Da. Dar se vede că nu te-o mățat în italian. Asta e ce-a știut. Știu. S-a văzut și la mine. Așa spune Ștefan că face pilaful de orez, îi zice da, că e risotto. Da, tu vrei să faci arancini. Lasă că știu, făceai pilaf. De ce ai făcut atât de multe? De ce n-ai făcut mai puține și le făceai fără greșeală? Pentru că am vrut să marc cumva acest sezon 13 prin 13 elemente diferite. Nu știu dacă mi-a ieșit, că cu cât mai multe piese, cu atât mai multe greșeli. 13, știi că e de multe ori cu ghinion? Așa e cu ghinion. Crezi că este cu ghinion pentru tine astăzi? Sper măcar la 3 cuțite, sincer. 3 e numărul meu norocos. Sigur? Da. De la 13, 3...
dacă ai trece înainte, în ce echipă ți-ar plăcea să faci parte? În echipa. Nu e ocupată. Nu e ocupată, aici nu mai e loc. Gata. Să mă simt acasă, să nu fiu prea... Nu, dar el nu mai stă în piatră, n-am de mulți ani. Din 100 de candidați are 99, nu mai are loc. La 5 ani a plecat din piatră, n-am zis, nu mai e de acolo. Sufletul e acolo. Nu e nici sufletul. Super woman, o să fim power woman. Mi-ai spus că îți place bucătăria japoneză pentru că respecti bucătăria lor, nu? Da. Dar de respectul pentru materia prima ai auzit? De acord. Atunci când tai tonul ăsta, atunci nu știu cât de mare este respectul pentru materia prima. Sunt conștientă că l-am tăiat un pic mai gros, trebuia mai subțire, ce-i drept, deci, dar emoțiile. Deci la bucătăria japoneză, în primul rând, este respectul ăsta pentru materia primă. Dacă servește așa la tine la piatră, n-am să dai faliment. Nu mănâncă pietre nigiri. Se vede. Mi-am ieșit un pic din mână. Noi cu ce am greșit? Cu nimic. Lăsă o lacrimă. Nu cred, mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc frumos. S-a speriat un pic. Un pic mai mult. Eu personal te felicit. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Și mi-aș fi dorit să-ți fi dorit să vii în echipa mea. În oricare din echipe aș fi, mi-ar face un mare respect. Asta acum ți-ai revenit, vezi? Dar nu la tine. Uite, echipă, să știi că acum mi se pare că și tonul e tăiat perfect. Și microplantele-s bune. Sunt perfect, vezi? Ai început să-ți revii. Da. Se vede că ai o mână tare frumoasă, elegantă, preciză, netă. Mulțumesc. Ajunge. Mulțumesc. Mesajul ăsta. Felicitări. Ne vedem în bootcamp. Mulțumesc. Stop. Mulțumesc, șef. Sper să ne vedem în echipe. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!